Un fel de concluzie a botezului nostru de astăzi, dar aplicabil și la călătoria noastră duhovnicească pe pământul acesta, la umblarea noastră cu Dumnezeu. Proverbe 23:23. Cumpără adevărul. Zitare. Și nu-l vinde. Cumpără adevărul și nu-l vinde. Înțelepciunea, învățătura și priceperea nu e de vânzare. A vinde adevărul nu înseamnă doar a rămâne fără el. Ce ai vândut nu mai este al tău. Și rămâne un loc gol. Dacă ai vândut ceva din casă sau casa sau ceva, nu mai ai casa. Dar aici nu, aici se întâmplă altceva. În momentul în care vinzi adevărul, știi ce este adevărat, dar îl vinzi pe ceva sau pe cineva sau într-o anumită împrejurare, în aceeași clipă, iei neadevărul asupra ta. Cumpără adevărul înseamnă o investiție, un sacrificiu. Cine a găsit mărgăritarul de mare preț, care este Mântuitorul nostru, nu s-a plecat, l-a luat în buzunar și a plecat mai departe. Nu se ia în felul acesta. Ci ca să arăți că într-adevăr tu înțelegi că este de mare preț, tu înțelegi, nu cum spunea despre unul, zice, știe prețul tuturor lucrurilor și valoarea niciunui lucru, nu știe valoarea. Dar dacă tu ai înțeles cu adevărat valoarea mărgăritarului de mare preț, spune Biblia, s-a întors înapoi, a vândut absolut tot ce a avut și s-a întors și a cumpărat acest mărgăritar de mare preț. Cumpără adevărul. De obicei suntem rugați să primim adevărul și vă rugăm primiți pe Domnul și nu sunt foarte mulți primitori, pentru că li se pare că este un fel de coadă la o biserică aici unde se dă mâncare gratis. Și cei mai mulți dintre oameni au respins creștinismul și credința în Domnul Hristos tocmai pe baza harului. Ei sunt așa de, au de toate încât nu au nevoie de har. Mă jignește, mă umilește ideea aceasta de har, să am eu nevoie de milă și așa mai departe. Adevărul nu se mătură de pe stradă, ci se cumpără. Și se cumpără de multe ori cu lacrimi și cu timp petrecut pe genunchi și cu luptă sufletească. De o noapte întreagă, în toată noaptea aceea, a luptat teribil până când dimineața Iacov a avut acces și cunoștința de adevăr. Și când a înțeles că este adevărul, a spus, nu pleci de la mine. Nu pleci de la mine. Cumpără adevărul. Și să nu existe pe pământul acesta niciun preț care să te determine vreodată să vinzi acest adevăr. Vezi că într-o situație sau alta, nu e vorba doar de a face sau a nu face un lucru, ci de a vinde. Și având în vedere valoarea adevărului și faptul că el este mărgăritarul de mare preț, nu există. De mare preț înseamnă preț suprem. Nu există un preț pe care ar putea fi vândut așa ceva, pe care ar putea fi schimbat. Să presupunem, spune Mântuitorul, că unui om i s-ar da lumea întreagă cu tot ce înseamnă și ce cuprinde ea, în schimbul adevărului. Ce ar folosi unui om dacă i s-ar da lumea întreagă, dar și-a pierdut sufletul? La ce ar folosi? Unde e logica? Ați observat în ispitirea care a fost în încercarea de a-L ispiti, Iisus nu a fost niciodată ispitit, lui nu i-a salivat gura sau ochii sau ceva, nu s-a întâmplat asta, s-a dorit așa ceva, dar nu s-a întâmplat. El n-a avut această înclinație, n-a avut nevoie de înfrânarea de care avem noi, taci, ci El a găsit în Tatăl valoarea supremă și nu i-a trebuit nimic altceva, nu i-a lipsit nimic altceva. Dar ați observat că în cadrul acestei ispitiri grozave, i se propune lui Iisus tocmai acest schimb. Îți dau asta pentru asta. Niciodată Mântuitorul nostru nu intră într-o negociere. Cumpără adevărul, dar niciodată nu-l vinde,
pe niciun fel de preț. Mântuitorul nostru a declarat că adevărul nu este un set de idei sau de crezuri sau de doctrine sau de învățături sau vreo filozofie. Adevărul este o persoană și momentul în care sufletul nostru cumva este înșelat, orbit, să ajungă să vândă adevărul, noi nu vindem ceva, noi vindem pe cineva. Ați observat că Iuda nu a vândut ceva din casă, ci a vândut pe cineva. Când s-a terminat tranzacția aceasta, el și-a dat seama că de fapt n-a vândut pe nimeni decât propriul său suflet. Nimic altceva nu fusese dincolo de aceasta. De aceea, iubiții mei, îndemnul Scripturii din Proverbe 23:23 pentru fiecare dintre noi. Cumpără adevărul cu orice preț, și nu-l vinde pentru niciun preț. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.